API a început campania de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2019. De la 1 martie și până cel târziu 15 mai 2019, fermierii se pot adresa centrelor județene și locale ale API. Se depune o singură cerere de plată chiar dacă se dețin terenuri pe raza mai multor localități sau județe. Completarea declarației se realizează electronic. Cererile se vor depune la centrele județene API în cazul fermierilor care solicită la plată o suprafață mai mare de 50 de hectare, iar pentru fermierii care solicită la plată o suprafață mai mică sau egală cu 50 de hectare, se vor depune la centrele locale. Același principiu se aplică și fermierilor crescători de animale, care vor completa cererea unică de plată declarație în sector zootehnic împreună cu reprezentantul APIA, folosind aplicația dedicată sectorului zootehnic. Există mai multe scheme de plată și măsuri de sprijin care se aplică în agricultură în perioada 2014-2020. Vorbim aici de plăți directe, plăți pentru tinerii fermieri, schema pentru micii fermieri, dar și altele. Schema de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru practici agricole pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și în sectorul zootehnic, schema simplificată pentru micii fermieri. Fermierii trebuie să îndeplinească mai multe condiții și obligații pentru a beneficia de plățile de la APIA. De asemenea, nu toate suprafețele sunt eligibile la plată, aici existând o serie de condiții. Precizăm că sunt eligibile la plată exploatațiile cu suprafața de cel puțin 1 hectar, formată din parcele agricole cu suprafața de cel puțin 0,3 hectare. În cazul viilor și livezilor, suprafața parcelei trebuie să fie de minim 0,1 hectare, iar pentru legumele cultivate în sere și solarii, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de 0,3 hectare, iar suprafața minimă a parcelei de 0,03 hectare. Ca în fiecare an, fermierii trebuie să se prezinte la centrele APIA pentru înregistrarea cererilor de plată, conform programărilor primite prin poștă. Aceștia trebuie să aibă asupra lor toate documentele solicitate, inclusiv adeverința eliberată de primăria de reședință.